Trăim într-o lume VUCA, volatilă, incertă, complexă și ambiguă. Dacă nu le avem, dacă nu avem mental și emoțional antrenamentul ăsta la schimbare... Antrenament, despre asta. Despre asta vorbim. Mm-hmm. Dacă nu-l avem, atunci schimbarea doare. Adică schimbarea oricum vine peste noi, se întâmplă niște lucruri și te dor. Antrenamentul ăsta emoțional și mental va face diferență. Salut și bine ați venit la o nouă săptămână de Fain și Simplu. Abia am așteptat întâlnirea de astăzi, pentru că am mirosit așa că suntem foarte aproape de 150.000 de abonați pe canalul nostru de YouTube și am stabilit cu băieții, Ștefan, Cătălin, le spunem și lor, am stabilit să vă facem o surpriză. Vom îndrăzni, pentru că voi ne dați curajul săptămână de săptămână, urmărind, share-uind, comentând foarte multe episoadele Fain și Simplu, ne dați curajul să mergem mai departe. Și dacă o să mai avem câteva clicuri acolo pe butonul de subscribe, nu multe, vreo câteva mii, ca să ajungem la 150.000, am stabilit că vom face prima ediție live a podcastului Fain și Simplu. Toate edițiile de până acum au fost înregistrate, bibilite, montate. Glumesc, am păstrat la fiecare conversație flow-ul natural, pentru că inclusiv pauzele de gândire, pauzele de vorbire, tăcerile, ștergerile de lacrimi, momentul în care intră șervețelele, le-am păstrat acolo în fiecare episod, pentru că fac parte din Fain și Simplul ăsta pe care îl comunicăm în fiecare săptămână. Dar am stabilit că la 150.000 facem un episod pe bune. Nu știm încă invitatul, puteți să ne-l propuneți chiar acum în comentarii, dar știm că ne vom strânge în săptămâna în care vom împlini 150.000 abonați aici la Măsuță, cu voi live comentând, inclusiv luând întrebări de la voi. Așa că aștept propunerile pentru balul de 150.000 de euro, era să zic, nu știu de ce, prea vorbim despre bani aici. Dar vă mulțumesc încă o dată tare, tare mult și pentru ultimele episoade pe care le-ați îmbrățișat. Și a venit timpul, gândindu-mă așa pe cine să mai aduc la această masă, să ne întoarcem la bunele noastre obiceiuri. Iar unul dintre obiceiurile noastre din primul sezon Fain și Simplu a fost să povestim cu date. Pentru că astea sunt timpurile pe care le trăim. Avem foarte multe date la dispoziție. Avem știința, avem resurse, studii, specialiști și cred că vă sunt tare dragi și astăzi, pentru că în continuare fac vizualizări episoadele cu Paul Olteanu, de exemplu. Astăzi l-am adus pe colegul lui Paul Olteanu, unul dintre părinții fondatori ai Mind Arhitectului. Bună ziua, bine ai venit, Dorin Boabeș. Bună seara, Mihai, bună ziua, bună ziua tuturor. Mulțumesc tare mult pentru invitația asta. Îți întregeți vocea. Jur, sunt îndrăgostit. N-ai o voce de radio, n-ai o voce de podcast, însă ai o voce care nu poate fi confundată și mie mi se pare că astea sunt vocile care rezonează, vocile care au ceva de transmis. Țin minte episoadele din Mind Architect pe care de obicei le ascult alergând. Uneori, Paul fiind un foarte comun, nu reușesc să mă mai pierd, știi, în euforia alergătorului, mai pierd informație. Dar în momentul în care intri tu, câte un insight, câte o bulă, cu câte o poveste, imediat mă trezesc și pe alea rețin. Mă bucur și mulțumesc și, uite, chiar mi se întâmplă ceva ce n-am mai pățit până la podcastul Mind Architect, să mă oprească lumea pe stradă să zic: a, îți cunosc vocea. Deci treceam zilele trecute pe lângă un grup așa și cineva s-a întors și a zis: știu vocea. Și când am zis: da, bună, să nu știu ce, a, tu ești Dorin de la Mind Architect, mamă. Deci e extraordinar, într-adevăr, și mersi mult de că mi-ai spus asta. E un timp fascinant, Dorin Boabeș. Are atât de multe povești personale, dar are o poveste care cumva o să se pătrundă cu tema noastră principală de astăzi, pentru că astăzi vrem să vorbim despre timpurile astea necucernice, nemernice pe care le trăim, în care pare că nimic nu mai este singur, că sigur, că schimbarea este singura constantă și am vrea să facem astăzi împreună cu tine, și o să vedeți de ce,
un mic ghid despre cum să ne pregătim pentru lumea asta în continuă schimbare. Cum să ne așezăm, cum să ne adaptăm, updatăm. Dorin este absolvent de calculatoare și a absolvit calculatoarele atunci când calculatoarele erau o limbă străină. Prin anii 90. În 96, mai precis. Îmi spuneai mai devreme că tu nici măcar n-ai prins informatica în liceu ca materie școlară. Habar n-aveam și erau niște ani în care într-adevăr era pionierat, iar calculatoare, recunosc, când am intrat la facultate, era acolo o listă la Politehnică, mm-hmm, cu mai multe profile și cumva secția asta de calculatoare era pe primul loc. Și m-am bucurat tare mult când am intrat la calculatoare, nu știam despre ce-i vorba, dar am prins vremurile alea în care, nu știu, foloseam dischete, cartele perforate. Țin minte și acum că mi-am strâns cu greu bani și mi-am cumpărat un 286 pe vremea respectivă și nevastă mi-am zice atunci, zice, băi, ai venit cu el acasă și l-ai desfăcut bucăți ca să vezi ce e în el și cum funcționează lucrurile astea. Și era într-adevăr fascinant. Deci o vreme de pionierat în anii 90, dar cumva se leagă de tema noastră și îmi place foarte mult tema centrală a discuției, cum ne adaptăm. Pentru că, mai ales în tehnologie, în domeniul în care vorbim și se leagă și cu IT-ul și cu ce facem și pe Mind Architect, e vorba de o schimbare uluitoare și foarte rapidă și, într-adevăr, e nevoie de multă adaptare. Lucrezi în IT de peste 25 de ani, deci nu că ești pionier, ești șoim al patriei. Pionierii au apărut după aceea. Și mă gândeam că în momentul în care tu făceai facultate de calculatoare și mergeai la părinți, e ca și cum astăzi copiii care își lansează proiecte pe NFT se duc la părinți și zic, mami, dar tu cu ce te ocupi? Cu NFT-ul, mamă. Sau minez cripto. Adică vorbeai limbi străine către generațiile mai mari. Asta mi-era și mie, cred că, cel mai greu să explic mamei sau bunicii, mă, copile, tu ce faci acolo cu calculatoarele? Și cred că în mintea lor făceau o asimilare că mă ocup cu tot ce se bagă în priză. Și mergeam la mama și îmi zicea, ai, reparăm și mie filtrul de cafea că s-a stricat și tu te pricepi cu de-astea. Și am prins în IT, cred că pe la începutul carierei, ca toată lumea, trăgeam rețele. Adică era momentul în care apărea conceptul ăsta de client-server. Și existau niște calculatoare pe la societăți comerciale și se punea problema să le lege prin rețele. Și atunci, cred că mulți ani am făcut la început, tras sârme. Nu asta îmi imaginam când am făcut facultatea. Să te urci pe stâlpi, să prinzi sârme sau cabluri. Dar adaptarea înseamnă pentru mine, și mai ales în domeniul ăsta tehnologie, că totdeauna a apărut ceva nou. A apărut era asta on demand, au apărut mașini virtuale, dar nu vreau să vorbesc despre asta, vorbesc despre faptul că provocarea este atât de mare încât cumva cred că m-a ajutat la adaptarea asta continuă și sunt acum în anul 2021 când înregistrăm asta, în care vin absolvenți de facultate cu niște concepte noi. Pentru ei este nativ să folosească telefonul, să aibă lucrurile astea la îndemână și dacă nu ai adaptare, adică să ai și posibilitatea să lucrezi cu astfel de colegi, cu astfel de clienți, totul e foarte, foarte nou. Totul se întâmplă rapid. Și ce e foarte fain la povestea ta, nu doar că ești un tip deschis la schimbare, tu ai fost schimbarea, adică ai făcut calculatoare în anii 90, îmi povesteai că la 40 de ani tu te-ai hotărât să mai faci o facultate. Da, așa este. Și cumva când am terminat facultatea, cred că, așa, ca toată lumea, am plecat așa cu un sentiment de ușurare. Uf, am scăpat de școală, hai de acum încolo începe viața. Și asta era pe la 20 și ceva de ani. La 40 de ani m-am apucat, într-adevăr, să fac un program MBA, un program de 3 ani de zile la o universitate din Warwick, din UK. Lucram, aveam familie deja,
dar a fost și oportunitatea și pe de altă parte și nevoia mea de schimbare. Întoarcerea în mediul academic a fost un șoc, adică să mă întorc din nou pe bănțile școlii. Ok, era un program din ăsta de la distanță, mergeam doar pe weekend la școală, dar rigurozitatea universității și faptul că trebuia să învăț, să dau niște examene, să fac niște lucrări, a fost dificil. Și uite, chiar am un lucru care m-a ajutat și în partea de obiceiuri. Băieții aia de la universitate ne-au zis așa când am pornit. Tu aveai 40 de ani, aveam da? Aveam 40 de ani, da. Și colegii tăi? Erau mai tineri, mai în vârstă, porniserăm 75 de oameni în anul întâi și am terminat după 3 ani 7 oameni. Plecat am 9 din Vaslui. Exact. Adică a fost dificil, dar a fost o parte de rutină aici, că ei ne-au zis de la început, ca să ai succes și să treci prin facultate, trebuie să-ți aloci 36 de ore pe săptămână. Și am luat-o de bună. Wow! Adică, tu având un job de 8 ore. Da. Și făcând naveta, ca să nu prea știe lumea, da. Făcând naveta Sibiu-București. Așa este. Făceam, familia o aveam la Sibiu și îmi luasem job, că na, în IT toate se întâmplau în București, mi-am luat job în IT în București și timp de mulți ani am făcut navetă din asta de weekend. Adică peste săptămână eram la București, vinerea plecam acasă și peste toate astea trebuia să acomodez un număr de ore. Eu, cum am zis, am luat-o de bună. Dacă așa mi-au zis că trebuie să fac 36 de ore, păi mi le-am împărțit și mi-a luat un număr de ore. Am zis, ok, ce fac? Mă trezesc în fiecare dimineață cu 2 ore mai repede, învăț. Adică e vorba și de a crea o rutină. Deja vorbim de neuroștiința obiceiurilor și poate dezvoltăm un pic mai, mai încolo. Deci tu, ca să faci facultatea cu job, familie, navetă, București, Sibiu, și ca să o termini, aveai nevoie de 36 de ore pe săptămână de învățare. Așa. De învățat, nu de învățare. De învățat, pentru că erau materiale, erau cărți, erau examene, ca la școală, ca la în viața de student. Și la câte trezeai? Până atunci, eu de obicei sunt un așa numit morning person, am mai multă energie dimineața și bine, de obicei, bine. De obicei mă trezeam undeva pe la, nu știu, 6-7, de atunci începeam să mă trezez la 5:30, ba chiar la 5. Și să câștig niște ore dimineața când știam că am mai multă energie. Eu și în facultatea, în prima care am făcut-o, nu puteam învăța seara sau noaptea, cum vedeam colegii că stau noaptea și învață, nu puteam. Preferam dimineața că asimilam mai repede. Dar da, am început să mă trezesc de la 5:30 maxim, cu ceas la început, după aia cu ceasul natural. Mhm. Și așa ai terminat facultatea, la 40 da. Și ceva de ani. 42, 43. Cât după aveam. Care, nu, a venit povestea asta cu Mind Architect. Eu am auzit-o, o știu și de la Paul, dar aș vrea să o văd, pentru că noi trăim fiecare dintre noi realități diferite. Aș vrea să știu și realitatea lui Dorin Boabeș. Cum a fost momentul în care ați fondat cel mai ascultat podcast din România? Da, e o poveste foarte faină aici, pentru că ce a rămas cu mine este oportunitatea, adică trec pe lângă noi și trec și pe lângă mine o grămadă de lucruri pe care câteodată le văd, pe care câteodată nu le văd. S-a întâmplat așa, în 2019, era în iunie, Paul ținea un curs de neuroștiință la mine în companie, la care am participat și la momentul ăla am ieșit cu Tudor, cu colegul meu, unul dintre cofondatori. Noi doi, trebuie să spun asta, făceam deja un podcast. Aveam un podcast care spunea poveștile din IT-ul românesc. Rețeaua. Rețeaua, da. Deci aveam câteva episoade și ne-am gândit să-l chemăm pe Paul la unul dintre episoadele noastre. Și a fost foarte interesant că într-o pauză s-a dus Tudor la Paul și a zis, uite, vrem să te invităm la un podcast. Paul nu știa despre ce-i vorba, dar m-a impresionat că a zis da, fără să știe despre ce-i vorba, deci foarte multă deschidere. Și a venit, a făcut un podcast, un episod pe care noi l-am difuzat pe rețeaua și în momentul în care am văzut cât de multe ne povestește, în timpul emisiunii am și zis, hai să facem un episod, un podcast separat cu tine. Și am început să înregistrăm
am lansat în 1 noiembrie și apropo de aniversare, că spuneai la început că vă uitați pe o aniversare de 150.000, acum când înregistrăm, aniversăm și noi 2 ani de podcast, un moment de bucurie. Știi că ziua în care am vorbit cu tine și te-am invitat oficial la Fain și Simplu a fost fix ziua, dar am aflat după aceea ziua în care voi ați împlinit 2 ani. Da. Pe 1 noiembrie 2019 ați lansat primul episod. Exact. Și l-am lansat episodul, deci în perioada aia iunie, de când l-am cunoscut pe Paul și până noiembrie, a fost foarte multă, hai să zic, regie, planificare, ne gândeam cum să facem structura și mai ales un lucru important, noi am zis că nu lansăm până nu avem tot sezonul tras, adică am făcut toate înregistrările, cumva, știi cum, noi nu știam dacă o să avem sau nu succes, hai să vedem, să vedem episodul 1, o să aibă priză la public, n-o să aibă. Noi am înregistrat 9 episoade și am început așa, într-o tactică, conform unui plan, cu primul episod la 1 noiembrie și iată, sunt 2 ani de atunci. Câte milioane de ascultări aveți în ăștia 2 ani? În momentul de față și, uite, chiar la momentul aniversar mă uitam așa că prima zi, deci în 1 noiembrie 2019, noi am lansat la 7:10 dimineața, ne-a zis Tudor, gata, suntem on air. A doua zi, după 24 de ore ca măsurat, aveam 460 de ascultări într-o zi. Comparând cu ce făcuserăm noi pe rețeaua și ne mai uitam și pe alte podcasturi, un episod bun pe rețeaua avea 80 de ascultări în prima zi. Pentru mine primul episod rămâne un episod de referință și datorită dinamicii. Deci acum că m-ai întrebat de cifre, avem un total de 8 milioane total ascultări la toate sezoanele, dar ce e relevant, pe episodul 1 avem 303.000 de ascultări. Adică, știi cum, când aude cineva de Mind Architect, ca atunci când, nu știu, auzi de un serial pe Netflix, nu începi neapărat de la episodul 7. Există o tendință să încep de la episodul 1 sau dacă ai o recomandare, poate încep din mijloc, dar mulți colegi sau mulți ascultători ne spun că se duc la episodul 1. Cred că episodul, el e constant în topuri pe platformele de podcasting, cred că episodul în care explicați cu călărețul și elefantul, nu? La episodul 2, primul este despre cele trei creiere din creierul nostru și după aceea am introdus conceptul de... Ca asta voiam să ajung, pregătind tot sezonul, noi cumva aveam în minte... Hai să o luăm încet. Le explicăm un pic cu creierele, pe urmă cu călărețul elefantul, cu chimicalele, cu obiceiuri, cu ce ne-am propus noi în ăsta. Și într-adevăr, sezonul 1 e cumva despre bazele neuroștiinței. Mm-hmm. Lucrurile care sunt basic, așa. Dar da, deci acum avem 8 milioane de ascultări și de, apropo de statistici, noi am fost la început doar audio, adică doar pe platformele gen Spotify sau iTunes, și am intrat pe YouTube un an mai târziu, ceea ce ne-a dublat audiența. Adică, cumva conceptul am zis, hai să mergem noi acolo unde sunt familiari ascultătorii. Și ați mers cu neuroștiința până în pânzele albe, lansând inclusiv neuroștiința la clasă, proiectul vostru educațional cu Ministerul Educației, toată platforma Mind Architect, care are foarte, foarte multă informație valoroasă. E foarte fain ce ați făcut cu povestea asta și am vrut să o ascult și să o spun la Fain și Simplu. N-am intrat cu Paul în toate detaliile astea la podcasturi, dar am vrut să o spun prin ochii tăi, pentru că tu, Dorin, mi se pare că ești un tip care a îmbrățișat, nu știu dacă a fost pregătit, dar nu a refuzat schimbarea niciodată, ba din potrivă. Și când era confortabil, da, un super job în IT, o familie, o casă, chiar și atunci când erai în super confort, ai zis, băi, eu fac o facultate la 40 de ani, lansez un podcast de neuroștiință. La aproape 50. La exact. Aproape 50 de ani. Da. Așa, eu știam, timpul a fost ceva nou. Eu știam, ca să intrăm cumva în tema noastră de astăzi, cum ne pregătim pentru lumea asta în continuă schimbare, în care pare că nu mai există nimic valoros. Uită-te la bani. Banii nu mai au valoare. Sau nu mai știm ce valoare au banii. Nu neapărat pentru faptul că se scumpesc toate. Dar, nu știu, dacă stai să te gândești ce făceai cu 1000 de euro acum 10 ani și ce faci acum, zici, bă, da, pare că se duc prea repede.
nici nu știi dacă educația, da, universitate de exemplu, studiile au sau nu au valoare, diplomele, joburile, funcțiile, statele, ce mai are valoare în ziua de astăzi? Și ca să intrăm în tema asta, vreau să te întreb, de ce suntem noi oamenii foarte rezistenți la schimbare? Deși altă constantă decât schimbarea nu există în viitor, așa spun de la Harari până la alți profeți. Da, e foarte multă cercetare și cumva am trăit cu sentimentul ăsta că suntem rezistenți la schimbare și de multe ori auzim ieși din limitele de confort, fă ceva nou, fii deschis la experiențe. Acum de când cu Mind Architect și avându-l pe Paul foarte aproape în viață, cumva mi-am explicat și mecanismele din spate. Deci rezistența asta la schimbare vine din, până la urmă explicată, vine din ceea ce e obișnuit elefantul, cum îi spunem noi, adică creierul ăla care s-a dezvoltat în foarte mulți ani, în sute de milioane de ani și care cumva vrea să ne țină în viață. Pentru structurile astea ale noastre corticale, orice e nou e o amenințare. De ce? Pentru că, nu știu, când eram neandertalieni, dacă apărea ceva nou de după colț, era posibil să ne omoare. E, toată evoluția asta noastră, eu mi-o explic acum fiind și IT-ist, zic așa. Creierul nostru are un bug. De ce? Pentru că cântărește de 3 ori mai mult negativul decât pozitivul. Cu alte cuvinte, la același stimul, dacă mă uit la un lucru și văd efectiv un fapt, deci nu vorbim de altceva, capabilitatea noastră de a le evalua din punct de vedere negativ sau pericol care îl avem e de 3 ori mai mare decât cea pozitivă. Adică dacă eu îți zic ce sacou frumos ai și ce pin frumos cu Mind Architect ai la sacou, s-ar putea să nu te miște. Dar dacă zic, mă, ce ai chelit, Dorine, de când nu te-am mai văzut? E deja o amenințare, exact. Da, deci depinde și de filtre, că aici e un alt lucru, că mă întrebai de schimbare, depinde și cum percepem. Și mi-a plăcut foarte mult când ai zis că ne uităm la lume sau că avem o realitate. Avem mai multe, adică fiecare avem propria noastră realitate. De ce? Când mă uit la un lucru, mecanismul ăsta al percepției zice în felul următor, că informația ajunge prin cele 5 simțuri, văz, miros, auz și așa mai departe, ajunge la noi în creier, e acolo trece prin niște filtre și în funcție de experiențele mele de viață, de valorile pe care le am, de convingeri, de structura de personalitate, pot să mă uit la acel lucru și să fie o amenințare pentru mine, adică Dorin ai chelit, poate fi pentru mine un, nu știu, un semn de bărbăție, eventual. Exact. Informația a ajuns la mine auditiv, a trecut prin filtrele mele, pe mine personal nu mă deranjează o astfel de lucru, dar am o grămadă de prieteni la care dacă le-aș spune, băi, parcă e cam albit sau ți-a căzut părul, aoleu, nu mai vreau să vorbesc cu tine. De ce? Pentru că prin filtrele lor, informația asta cumva e diferită. Și eu mi-a plăcut mult un tip, Anil Seth îl cheamă, are și niște TED-uri, deci pe TED Talk, pe TED Talk. Anil Seth are o emisiune despre cum funcționează percepția și dădea inclusiv niște exemple acolo cu era un pătrat împărțit în mai multe culori și o iluzie vizuală în care cumva am demonstrat-o. Cu alte cuvinte, Anil explica așa, că nu numai că avem realități diferite, dar noi creăm realitatea. Am zis, wow, când am auzit asta mi-a fost foarte greu să o diger. Ulterior, ascultându-l și învățând și la Mind Architect, mi-am explicat-o că noi avem de 10 ori mai mulți neuroni de proiecție decât de percepție. Cu alte cuvinte, și povestea pe care ne spunem noi în cap tot timpul. Da? Aoleu, ce se întâmplă? Aoleu, îi fi albit, nu-i fi albit, îmi cade părul, nu-mi cade părul, o fi rău, nu-o fi bine. Mintea circulă tot timpul și atunci cumva proiectează și în afară. Deci, e important de văzut că una e realitatea, fiecare are diferită și cum ne uităm la ea ca să o schimbăm, iară ține de filtrele noastre. Adică, apropo de exemplu tău, bun, și ce fac cu informația asta? Că îmi cade părul și că chelesc. Chiar am niște prieteni și vorbeam zilele trecute cu ei și ziceau, păi, am auzit că există o clinică în Turcia, vreau să mă duc să-mi pun păr nou.
pentru mine e irrelevant, că nu vreau să fac chestia asta. Mm-hmm. Știi? Deci, nevoia de schimbare cumva vine și din percepția pe care o avem asupra realității. Deci, cumva nu tuturor ne este greu, complicat să ne schimbăm. Unora ne e mai ușor, le e mai ușor, altora mai greu. Depinde mult și asta e un alt lucru care l-am învățat mult în Mind Architect. Structurile noastre de personalitate, că până la urmă fiecare suntem diferiți, sunt mai multe modele de structuri de personalitate. Unul dintre ele, Ocean sau Big Five, cum se numește, măsoară ceea ce se numește deschiderea la experiențe noi. Aha. Dacă faci testul ăsta și e disponibil și în variantă free pe internet, poți să-ți dai seama cât de mult te ajută pe tine structura de personalitate să fii mai deschis la lucruri noi sau mai degrabă recalcitrant. Și care sunt structurile astea? Cinci ai zis că sunt? Da, testul se numește Big Five. Big Five. Big Five și sau se mai găsește pe internet dacă cauți după Ocean. Uh-huh. OCEAN, uh-huh. De la Openness to New Experiences, Consciousness, E de la Extrovert Introvert, A de la, nu mai țin minte de la ce vine, și N de la neuroticism, capacitatea de a-ți stăpâni sau nu emoțiile. Uh-huh. Și cumva știind despre tine că, păi, mai degrabă sunt predispus conform structurii de personalitate să fiu deschis la lucruri noi sau dimpotrivă prefer stabilitatea, te ajută și în abordarea unor schimbări. Sau componenta aia de N-ul din Ocean, capacitatea de a ne regla emoțional. Păi asta înseamnă că eu despre mine, eu cred că sunt un tip calm și mie îmi spune lumea că sunt un tip calm și cumva și structura de personalitate mi-a demonstrat asta, că am nativ niște capacități de a mă regla emoțional pe care alții poate nu le au. Cu alte cuvinte, cunoscând despre mine, și asta e ceea ce am învățat și de la Paul și de la alți mentori înainte, mai începe schimbarea prima dată înțelegându-te. Nu începe cu tine schimbarea, vezi întâi ce-ți vine natural și ce nu. Uh-huh. Dacă vezi ce-ți vine natural și ce nu, cumva ai și niște pași. Mă întrebai că unora le vine mai ușor sau mai greu să facă schimbări. Da, așa este. Unii trăiesc pentru a avea schimbare și tot timpul să aibă lucruri noi, alții mai puțin, adaptabilitatea la fel. Dar schimbarea asta nu ține și de vârstă, că citeam un studiu care spune că la 20 de ani ți-e foarte ușor să te schimbi, accepti schimbarea aproape natural. Pe la 40-50 de ani schimbarea nu numai că este grea, este un stres. Este un stres real. Așa este. Și aici sunt două componente. Prima ține de neuroplasticitate. Neuroplasticitate înseamnă capacitatea creierului nostru de a face modificări fizice, hardware, adică se schimbă acolo conexiuni, axoni, apar neuroni noi și, într-adevăr, conform ultimelor cercetări, neuroplasticitatea se întâmplă, dar e mult mai ușor la vârste fragede decât la vârste avansate. Și ca să iau un exemplu, învățarea limbii germane. Eu nu știu limba germană, dar cumva dacă m-aș fi apucat să o fac în copilărie sau măcar în adolescență, mi-ar fi fost mult mai ușor decât dacă mă apuc acum să învăț o limbă străină. La fel cum dacă ai fi făcut facultatea asta pe care tu ai început-o la 40 de ani, la 19, ți-ar fi fost mult mai ușor, poate nu ți-ar fi trebuit chiar 36 de ore de studiu. Cu adevărat. Da, e și o diferență între tineri și adulți. Mi se pare că adulții pot învăța, dar trebuie să știe pentru ce învață. Aici era a doua componentă de care zic, partea de motivare. Pentru că motivarea sau motivația pe care o aveam la 20 de ani nu mai e motivația pe care o am la 50 de ani. Motivația asta se schimbă în timp. Dacă la început era motivat, de exemplu, de ok, să am mai mulți bani, să am o familie mai puternică, să, nu știu, să obțin mai mult, să demonstrez ceva. Era o nevoie, o motivație pe care o aveam la... Acum, la vârsta pe care o am, nu mai e așa mult despre asta. Motivația se schimbă și cred că asta mi-e cel mai greu de explicat.
mi se întâmplă în speech-urile pe care le am să vorbesc cu tineri și în momentul în care vorbesc despre, nu știu, e important să lași ceva în urma ta, să rămână ceva peste generații. Clar că nu rezonează. E greu. În afară de participantele la concursurile de Miss care își doresc, au vise de astea să salveze balenele, în copilărie, exact, în tinerețe, adolescență, nu te gândești la asta. Nu te gândești, pentru că e vorba și de evoluția asta a conștiinței și e un cercetător care nouă, cărora cei din Mind Architect îl mai cităm, Richard Barrett, și care a scris o carte despre evoluția conștiinței și cumva el face în carte o analogie, cred că toată lumea a auzit de piramida lui Maslow, nevoile, Barrett cumva o extinde și zice că peste cele trei nivele mai există altele și cumva ele au o dependență de vârstă, adică ce era relevant ca valor pentru mine la 20 de ani, nu mai e la 50 de ani. Și apropo de salvatul balenelor, pot fi niște preocupări la un anumit moment. Uite, mai sunt oameni și citeam și prin, și cunosc oameni și citeam și prin social media despre conceptul ăsta de minimalism. Adică să trăiești minimalist, și citeam chestii de genul că să stai numai cu 50 de obiecte sau să lași totul din urma ta. Nu cred că îți vine din prima. Sau e mai puțin probabil să nu treci prin etapele astea de maximalism, să-ți dorești, exact, să-ți dorești ca să ajungi la acel nivel. Eu personal nu cunosc pe nimeni sau nici n-am citit o statistică în care să fie cineva de la început de vârstă de carieră să-și dorească să fie minimalist. Exact. Despre asta e vorba, despre evoluția un pic a conștiinței. Și revenind la motivare, sunt clar motivație intrinsecă, motivație extrinsecă, adică una e stick and carrot, cum zic englezii, să mă duc după o recompensă sau să fug de o pedeapsă, alta e să am o motivație interioară. Asta cu pedeapsa și recompensa cumva e legată și de ceea ce se întâmplă. Spune-mi cazul tău, de ce te-ai apucat de o facultate, care a fost motivația ta? Atunci la 40 de ani să-mi o explic. Acum când mă uit, îmi dau seama așa, pentru că mi-am făcut și testele astea de personalitate, de care ziceam, mi-am făcut și niște teste de valori, m-am uitat și la ceea ce înseamnă punctele mele forte. Acum mi-o explic în felul următor. Eu, Dorin Boabeș, am o valoare pentru învățare continuă. Și asta e a mea. Din multitudinea de valori care există, asta mă caracterizează și cred că valorificând tot timpul, pentru mine e important să învăț ceva nou zilnic și chiar mă uit în fiecare zi și fac un pic de reflecție seara când mă culc, băi, astăzi ce am învățat nou? Dacă n-am învățat ceva nou astăzi, cumva am așa, nu e ok. Dar puțin mi se întâmplă. E un exercițiu foarte fain. Da. Cred că mi l-a spus și Paul. Legat de finalul zilei și să te întrebi ce am învățat astăzi nou. Adică ce plus valoare mi-am dat mie însumi. Exact. Și Mihai, până la urmă, știi cum, că mă întrebai ce m-a motivat la 40 de ani. Poate nu reușeam să-mi explic. Cu alte cuvinte, tot procesul ăsta în care sunt acum de când cu Mind Architect mă ajută să-mi explic și niște lucruri anterioare. Și inclusiv sunt niște lucruri care îmi vin natural, deci asta cu reflecția seara de care ziceai și tu, după aceea noi o și verbalizăm prin podcasturi, că băi, e un exercițiu bun. Vreau să zic că facem deja, ca și oameni, sau eu fac niște lucruri care îmi vin natural, pentru că așa cred că trebuie să le fac, și după aceea aflu că băi, într-adevăr, există un fundament științific pentru ceea ce fac. Pe de altă parte, învăț și lucruri noi, niște rutine noi la care nu m-aș fi gândit niciodată. De exemplu, în procesul de învățare, uite acum, dacă aș fi știut, apropo de cele 36 de ore pe care trebuia să le petrec ca să învăț pentru facultate, ce am învățat acum în ultimul an împreună cu Paul e că și procesul ăsta de învățare poate fi optimizat. De exemplu, o sesiune de învățare să nu dureze mai mult de 90 de minute. Eu mi-alocam 2 ore. Teoria zice că nu duce creierul 90 de minute. Aspecte gen, ia-ți niște micromomente, adică
când înveți, nu știu, stai 10 minute, iei o pauză de 2 minute. Cred că și în sport e o absolut ceva de genul ăsta. E pauza dintre serii. Exact. Nu le știam. Ia-ți pauze, respiră, adică toate lucrurile astea care noi le mai povestim și prin podcast, cum să faci să înveți mai bine, care sunt mecanismele neuroștiințifice din spate, cred că m-ar fi ajutat mult mai mult. Dar m-a ajutat acum, pentru că și acum am văzut lucruri noi. E valoroasă informația asta pe care ne-ai dat-o. 90 de minute o sesiune de învățat, da, numai mult, în care se incluzi inclusiv pauze. Da, asta vine de la o, chiar zilele astea, deci informația este foarte proaspătă și la noi în echipă, de la un neurocercetător pe care noi îl respectăm foarte mult, Andrew Huberman, și care are un podcast. Stanford, nu? Exact, Stanford University, și el a zis acum de curând, băi, când faceți procesele astea de învățare, fiți atenți și la aspectele astea. Sunt vreo 9, le povestim noi acolo, dar relevante pentru mine au fost wow. Deci asta cu 90 de minute și cu micromomentele, am micropauze, zis... Micropauze, da, micromomente. Da, micromomente. Tu ce micromomente îți iei acum când vrei să înveți ceva nou? Să-mi iau, în primul rând, să nu mă mai pedepsesc că îmi fuge mintea, că citesc o carte sau... Și încep să mă gândesc, aoleo, mi-a zis Dana să nu uiți să plătesc facturile, ți-o ia mintea, razna, că sunt acolo niște mecanisme. Și atunci când simt un astfel de lucru, mă opresc, stau un minut, mă gândesc, nu schimb că m-a putut atunci să... Adică nu e telefonul. Telefonul nu e un micromoment. Nu, nu. Dar iau, mă uit pe geam, sunt împăcat cu gândurile mele, nu încerc să le alung și pe urmă revin la carte. Deci faptul că mi-au un minut ochii din carte sau din calculator sau din ceea ce fac în momentul ăla când simt că îmi pierd atenția, pentru mine e un micromoment de reconectare și am observat că e extraordinar. Ies pe balcon dacă pot. Să ne iau un moment așa. Te-am întrebat asta și am pedalat pe tema asta pentru că știi cum e, că vrei, că nu vrei, că îți place, că nu-ți place, că ai tipul ăla de personalitate deschis la învățare sau nu, nici nu mai contează. Toți va trebui să ne reinventăm și să învățăm, să reînvățăm, să gândim și să regândim tot ceea ce am învățat, să aruncăm toată materia învățată până acum câțiva ani și să o reluăm de la zero. Astăzi, înainte să înregistrăm podcastul ăsta, am fost să împar niște cărți, cartea mea și a părintelui Necula, născută din podcastul Fain și Simplu, despre sensul vieții, la un cămin de bătrâni. Cel mai tânăr de acolo avea 80 de ani. Wow. 36 de bătrâni. Mm-hmm. Care trăiesc într-o comunitate. Foarte fain. A fost una dintre cele mai frumoase experiențe de anul ăsta. Și știam că vin să înregistrăm podcastul ăsta în care o să vorbim despre schimbare. Și mi-am dat seama că în 2021, dacă nu ești unul dintre bătrânii aceia de la cămin, care au cel mai tânăr 80 de ani, în afară de ei, toți avem nevoie, toți o să avem nevoie să ne schimbăm. Toți bătrânii de acolo... Cam toată viața au lucrat același lucru. Am vorbit cu o doamnă care a fost profă de istorie și geografie. Toată viața. O doamnă care a fost, mi-a zis că a lucrat în inspecție. Zic, toată viața? Toată viața, domnul Morar. Asta nu va mai fi. Nu se va mai întâmpla. Nici măcar părinții mei n-au muncit toată viața în același loc. Exact. Exact. Și e foarte interesantă partea asta. Uite, am și eu două povești aici. Apropo de bătrân și de învățare. Am avut ocazia să-l cunosc și să stau un pic de vorbă și de asemenea să-l urmăresc pe John Maxwell, care e un tip foarte cunoscut, unul din cei mai mari autori de cărți de leadership, dar la un moment dat mi-a plăcut într-un discurs de-a lui, într-un cadru mai restrâns, cred că acum vreo 3 ani de zile a fost invitat în România, a fost la Brand Minds? Național, înainte de Brand Minds. Așa. Da, da. Și el a zis o chestie. Cred că avea 71-72 de ani la momentul în care a făcut următoarea afirmație și el povestea despre învățarea continuă și zicea așa: mă gândesc că nu sunt pregătit să candidez la alegerile pentru președinte al Americii la următorul mandat, dar peste încă 4 ani aș vrea să fac asta. Cu alte cuvinte, el își făcea planuri de învățare
și de, nu știu, de niște obiective pe care și le stabilea și m-a impresionat foarte mult. Mă gândeam, băi, viața se termină, cum zici și tu, la undeva, ieși la pensie. Nu, muncești continuu. Și al doilea exemplu pe care l-am aflat de curând, noi mai spunem în podcast, vorbim despre neuroștiință și e cea mai bătrână femeie care a trăit pe lume vreodată, dovedită științifică, mai zic unii că au fost alții și mai bătrâni, a murit la vârsta de 122 de ani, dacă mi-aduc aminte, și există multe emisiuni cu ea în care tot timpul povestește despre învățarea asta continuă, despre lucruri. Și aici e și o poveste amuzantă, pe mine m-a amuzat când am citit povestea femeii, zice așa că atunci când ea a împlinit 90 de ani, avocatul ei a făcut un contract în care i-a zis câtă vreme mai trăiești, îți plătesc chiria, după ce mori, apartamentul rămâne al meu. Chiria la Londra sau în Paris undeva, 2000 de euro sau de pounds pe lună. 30 de ani mai târziu, urmașii acelui avocat încă plăteau la acea chirie. Deci, mi s-a părut fascinant și faptul, ok, aici e vorba și de un pic de glumă, dar doamna respectivă tot timpul era activă, învăța lucruri noi. Și mai e un lucru pe care noi îl mai povestim la neuroplasticitate, sunt niște zone, sunt 5 zone în lumea asta, unde cercetătorii au identificat populația din asta centenară. Blue zones, nu? Blue zones, exact. Blue zones. Și pe blue zones, studiind un pic comportamentul oamenilor de acolo, au identificat niște lucruri pe care ei le aveau în comun. Inclusiv mișcare, inclusiv faptul că nu neapărat făceau sport, dar mergeau mult acolo, felul în care mâncau. Cel mai relevant era puterea comunității. Adică acea calitate a relațiilor pe care o ai cu cei din jurul tău face foarte mult. Și asta e cumva susținută și de un studiu de la Harvard, cel mai longeviv studiu existent în știință, început prin anii 30 și care încă se desfășoară și care concluzia este zdrobitoare. Calitatea relațiilor duce și la o longevitate mai mare. Deci calitatea relațiilor plus procesul de învățare și toate lucrurile astea nu numai că ne țin în viață mai mult, dar ne aduc și satisfacția. Ieri am pus un status tare gingaș pe Instagram, chiar ieri. Da. Este o carte care se numește The Big Panda and Tiny Dragon. Da. E o carte de povestioare. Mare mindfulness, zen, Big Panda și Tiny Dragon. Și Big Panda îl întreabă pe Tiny Dragon. Zice, ce e mai important în viață? Călătoria sau destinația? Și micul dragon răspunde, compania. Exact. Exact, și am văzut postul tău, deci mi-a plăcut de ieri, de când l-am văzut. E foarte, vreau să iau cartea, e foarte tare, dar vorbind despre, e clar că lucrurile astea o să se schimbe, nu o să se schimbe, vorbim în partea a doua a podcastului, pentru că Dorin vine din zona de IT și chiar e una dintre întrebările la care mă gândisem, dacă viitorul va mai fi sau nu uman. Dar până atunci. Da. Atâta cât mai suntem oameni pe planeta asta. E clar că avem nevoie să fim în continuă schimbare, pentru că și Harari zicea că trebuie să ne pregătim să ne schimbăm cu totul activitatea cam o dată la 10 ani în viitorul apropiat. Da, așa este. Deci necesitatea asta de schimbare și frecvența asta de 10 ani sunt mai multe lucruri și Harari a spus-o și Barrett când a spus că se schimbă. 10 ani, în opinia mea sau cum văd eu lucrurile, 10 ani e un ciclu foarte mare, mai ales când vorbim de tehnologie. Iar tehnologia acum e prezentă în viața noastră a tuturor. Deci nu vorbesc doar de oamenii care profesează în IT, dar foarte multe meserii.
începând cu doctori, avocați, inclusiv în procesele de producție, tehnologia este prezentă. Iar ciclul tehnologic este mult mai rapid. Cu alte cuvinte, 10 ani, dacă ne gândim la ce spunea Harari sau Beret sau alții, adaptat în ziua noastră e nevoie de mai multă rapiditate. Și uite, hai să ne uităm la cazul Kodak, da? Care a fost o companie care a dispărut pur și simplu. N-a mai auzit nimeni. Nu le-a luat 10 ani. Deci adaptarea lor la piață sau... Nu a fost o companie, a fost compania. Exact, the company. Și pentru mine, care generația mea, cu asta am crescut, cu Kodak, cu, era singura chestie. Momentele Kodak. Da. Iar companiile noi care apar, uite, Google, Facebook, Amazon, astea cred că nici nu erau relevante acum 10 ani de zile și dintr-o dată sunt relevante. Tesla, un miliard, un triliard, exact. Cred, de dar dolari. Piața noastră. Ce însemna cu 10 ani? Exact, companii gen UiPath sau altele care apar în piața noastră în România, sau idei noi care apar și pe care unii antreprenori sau companiile pun. Deci asta cu 10 ani, eu văd într-adevăr că se schimbă niște lucruri majore, dar... se schimbă mai ales în sistemul nostru de valori, în motivație. Cu alte cuvinte, ce spuneam și înainte, ceea ce am eu nevoie acum, în momentul ăsta, cred că la 60, când o să împlinesc 60 de ani, nu o să mai fie relevant. E clar, tu ești un tip pregătit, antrenat pentru schimbare. Eu cred că și la 60 de ani nu o să refuba, din potrivă, o să o provoci înainte să vină. Dar noi vrem să fim Dorin Boabeș. Nu toți avem filtrele, experiența ta, informațiile pe care, realitatea ta. Dorin, e un dirty job, dar cineva trebuie să-l facă. Cineva trebuie să ne spună, și în această seară tu ești desemnat să o facă, cum ne pregătim, cum ne antrenăm pentru schimbare. De la schimbarea prețurilor la energie, avem ce să facem? Nu. De la schimbarea, nu știu, până la schimbarea climatică, de la schimbarea metodelor de comunicare între oameni, de la schimbarea joburilor, cum ne antrenăm pentru schimbare? Există o rețetă, unelte? Hai să zicem așa, că nu cred că sunt eu în măsură sau n-am citit și citesc mult. Nu am văzut niște rețete universale, dar depinde și cum ne uităm la lucrurile astea. Și aici aș vrea să introduc un pic un concept care mie îmi place foarte mult. L-am preluat, cred că acum câțiva ani am auzit despre el, a fost dezvoltat de către armata americană și cumva a apărut foarte mult în mediul de business și în mediul din viața de zi cu zi al nostru, și care pe scurt se numește VUCA. Sunt VUCA. 4 litere. V de la volatilitate, U de la incertitudine, de fapt în engleză este uncertainty, C de la complexitate și A de la ambiguitate. Și teoria asta zice așa, că trăim într-o lume VUCA, volatilă, incertă, complexă și ambiguă. Cumva asta este realitatea, adică cu toate filtrele mele și cu toată percepția pe care o am, lucrurile în jurul meu au niște caracteristici. Ce înseamnă că este volatilă? Păi, pornind de la conceptul de bază din armata americană, ei l-au dezvoltat în timpul războiului rece, într-adevăr, dar a venit mult mai aplicabil în timpul războiului din Irak. Și acolo volatilitate însemna așa, că armatele inamice ba erau, ba nu erau, ba erau în altă parte, ba se pregăteau, deci totul era volatil. Ok, deci tradus cumva în viața mea, pot înțelege. În viața că ai zile în care există pericole în jurul tău și zile în care nu există pericole. În viața mea înseamnă în felul următor. Dacă acum câțiva ani eu comunicam cu preponderență, acum 5 ani să zicem, pentru mine, mijlocul de comunicare electronic era pe mail sau sunam la telefon. Aha. Acum înseamnă WhatsApp, mesaje instante. Toate lucrurile importante se fac pe WhatsApp acum. Exact, exact. Volatilitate, dacă reducem un pic termenul, înseamnă că azi e, mâine nu mai e. Aha. Da? Deci cu ceea ce sunt obișnuit,
sau expresiile pe care mulți din generația mea le folosesc, gen înainte era mai bine, așa se făceau lucrurile. Nu mai merge cu de-asta. Nu mai merge și acceptând volatilitatea în viața noastră ca și o, cum să spun, un lucru care se întâmplă, ca și un fapt. Nu-l putem schimba, nu putem să ne împotrivim, chiar și scepticii. Ok, nu sunt de acord. Volatilitatea există. Cu alte cuvinte, ce e azi ferm, mâine s-ar putea să nu mai fie. Pandemia. Pandemia este un bun exemplu de volatilitate. Ține de... Sunt niște factori externi, n-a fost, a existat dintr-una și pe majoritatea dintre noi ne-a împins în exact ce vorbim, în adaptare, în felul în care mă comport, ce am de învățat din chestia asta. Pe mulți negare, nu există? Exact. Deci asta ar fi volatilitatea. Incertitudinea o duc un pic și ce povestim noi în podcast. Hai să o zic altfel. Certitudinea este o nevoie biologică pe care noi oamenii o avem. Adică nevoia de predictibilitate. Să știm ce ni se întâmplă mâine. E o nevoie pe care o avem cumva cablată în mintea noastră. Și faptul că trăim într-o lume VUCA, adică o lume care are și o componentă de incertitudine. Incertitudine înseamnă că se schimbă planurile de pe o zi pe alta. Înseamnă că niște lucruri care... un plan, da, să zicem că voiam să merg undeva și nu mai e nimic cert. Adică continua schimbare, cum spuneai tu, devine cumva sintagma asta a certitudinii. Exemplu, concediile noastre din ultimul an. Băi, a băgat Grecia, au băgat în scenariul galben, băi în roșu, băi îmi trebuie vaccin, băi îmi trebuie certificat, exact. Băi îmi trebuie nu știu ce. Exact. Asta e incertitudine, asta e plec spre Grecia și nu știu ce se va întâmpla. Da. Eu știu că îmi cerea așa și când ajung la graniță văd că îmi cere încă o dovadă superioară. E incert și cumva înseamnă și deschidere, ok, să accept cumva că lucrurile nu mai sunt clare. Și asta e un lucru foarte greu. Deci să accept incertitudinea e un lucru extrem de dificil. De ce? Pentru că este atât de adânc cablat în mintea noastră. Noi avem, chiar povesteam la un moment dat, e și un concept care se numește scarf, butoanele astea sensibile ale elefantului, uh-huh. Dintre care unul e incertitudine. În momentul în care apar lucruri incerte, mintea noastră aia preistorică, elefantul, începe să tropăie, da? Deci nu mai e, opa, intru în panică, deci apar niște reacții din astea de frică, de emoție, incertitudine. Deci vulnerabilitate, incertitudine, complexitate. Complexitate înseamnă, deci noi nu mai trăim, sau eu nu mai trăiesc viața părinților mei care aveau, nu știu, un plug, o vacă, o casă la țară. Lucrurile sunt extrem de complexe în viața noastră și creierul nostru nu este pregătit pentru toată complexitatea asta. Deci cumva să gândim complexitatea că față de generațiile din trecut, avem mult mai multe ferestre deschise. Exact. Pe ecran. Exact. Avem mai multe și cumva trebuie să le gestionăm pe toate. Toate. Nu avem cum să le închidem. Nu știu, dă-mi un exemplu de lucru care mai e, sau eu n-am un exemplu în viața mea de lucru care e simplu în ziua de azi. Ceva care, nu știu, eu în copilăria mea mă uitam la părinții mei, făceau niște lucruri simple. Mi-e foarte greu acum să zic în deciziile pe care le luăm, în viața de zi cu zi, totul e complex. Ca să conduc mașina am nevoie de Waze, dacă pică internetul nu mai știu să ajung, bașca, trafic, deci complexitatea asta și mai ales aș insista un pic pe introducerea tehnologiei în viața noastră de zi cu zi aduce o notă de complexitate, pentru că nu toți știm să lucrăm cu calculatoarele, cu telefoanele mobile, dar cumva ele există și ne fac viața mai complicată. Deci complexitatea asta într-adevăr ține despre lucrurile complicate. Trăim într-o lume VUCA. Vulnerabilitate, incertitudine, complexitate și ambiguitate. Ambiguitate înseamnă că eu bat palma cu tine și avem un deal și zicem, Mihai, începem la ora X și facem cu tare.
Și de fapt eu plec de acolo cu impresia așa că se întâmplă și poate pentru tine nu înseamnă asta. Ambiguitatea înseamnă că în momentul în care facem afirmații, felul în care percepe celălalt s-ar putea să nu fie să nu fie la fel. Adică ambiguitate înseamnă că nu sunt sigur de nimic. Și nu ține de certitudine, de niște lucruri care e așa. Mă duc la o întâlnire de business și mie mi se întâmplă, da, mă duc la o întâlnire de afaceri și la sfârșit ne strângem mâna și și aud expresia de genul mai vedem, ținem legătura. Da, pentru mine asta înseamnă că, băi, s-ar putea să fie o oportunitate bună să mă duc în continuare, pentru ce s-ar putea să zic că, băi, lasă-mă. Eu încă mă enervez când aud. Eu încerc să evit replicile astea când le dau eu, dar le primesc. Le primești. Și îmi dau seama că nu mai sunt excepții, că așa e lumea. Sunt expresii. E pe mai vedem. Care au mai multe. Hai că mai vorbim. Exact. Asta e ambiguitatea cu care ar trebui asta să ne obișnuim. Hai că mai vorbim a devenit atât de uzual în mintea noastră, dar e o expresie atât de ambiguă, că dacă o luăm pe certitudine, ar fi în felul următor. Mihai, hai că mai vorbim, te sun eu mână la ora 17, poate punem și un meeting în calendar și vorbim timp de 10 minute. Asta înseamnă certitudine. Ambiguitate înseamnă, hai că mai vorbim, nu știu ce înseamnă asta. Oare s-o fi terminat, nu s-o fi terminat, oare chiar mai vorbim, oare nu? Exact despre asta e vorba, Mihai. Sau îți vezi un prieten din facultate sau un fost coleg de liceu, și zici, mamă, nu te-am mai văzut de nu știu când. Hai să ne vedem. Exact. Cu cât te vezi după ce spui, hai să ne vedem și noi. Da, mă, te sun săptămâna viitoare. Nu se întâmplă. Așa e. Asta e lumea, VUCA. Este o lume VUCA. De ce e important să știm că e o lume VUCA și cum putem să... Cum ne poate ajuta modelul ăsta care a pornit din armată, se folosește în business... Cum îl putem folosi în viețile noastre? În viața de zi cu zi înseamnă destul de multă acceptare. De ce? Pentru că VUCA este un atac la elefant. VUCA este ceva ce creierul nostru percepe ca și amenințător. Volatil, incert, complex, ambigu. Astea sunt lucruri pe care mintea noastră a evoluat sute de milioane de ani nu știe să le proceseze. Pentru că înainte, acum, nu știu, 100 de ani, nu exista volatilitate, nu exista incertitudine. Știam că mă duc la vânătoare și vin sau mâine sau cel târziu poimne cu vânatul, știam care mi-s armele, știam că dacă bat palma cu membru tribului, aia se întâmplă. Mintea noastră nu poate să proceseze și atunci, ca să ne ajute conceptul ăsta din viața de zi cu zi, în principal să fim împăcați cu elefantul nostru. Băi, asta e lumea în care trăim. Dacă asta e lumea în care trăim, ce pot să fac? Ok, o să încerc să o schimb și atunci mă gândesc ce energie trebuie să pun ca să fac lucrurile să fie clare. Deci dacă aș face inversul lui VUCA, ar însemna așa, claritate, certitudine, simplitate și, nu știu, consens. Astea ar fi antonimele. Păi eu când vorbesc de astea, uite că nici nu-mi dau seama acum că elefantul mă face să zâmbesc instant, că sunt lucruri care îmi plac. Da? E, realitatea nu mai e așa. Și cu toate filtrele pe care le avem, și nu zic neapărat acceptându-le, că și acceptarea ține de fiecare dintre noi, dar măcar să știm că este în jurul nostru. Ea există acum. Pe mine mă ajută foarte mult când mă uit din perspectiva asta. E ceea ce în mindfulness s-ar spune că primul pas este să conștientizăm. Asta e VUCA, nu? Să conștientizăm ce e în jurul nostru. Exact. Și asta o spune și să acceptăm. Mindfulness-ul, o spune și VUCA, o spunem și noi foarte mult în podcast și în toate procesele de transformare. Conștientizarea, de fapt, ce înseamnă? Conștientizarea înseamnă să iau niște procese din elefant și să le duc în călăreț. Cu alte cuvinte, cred că ați mai auzit, nu știu dacă ai auzit expresia, destul de populară, eu destul de des prin diverse canale, ceva de genul, noi ca oameni ne folosim 10% din creier, asta, da. 5% sau 12%, ce înseamnă asta? De fapt, este fals,
pentru că noi ne folosim 100% tot creierul, dar 10% pentru procesele astea cognitive conștiente. Restul de 90% se întâmplă inconștient. Și atunci, adică la elefant. Exact. Iar procesul de conștientizare nu înseamnă nici mai mult, nici mai puțin să extragem câte ceva din aia 90% și să-i punem conștient. Asta înseamnă conștientizare. Știind lucrurile astea, ăsta este într-adevăr primul pas. O spune și meditația, o spun și astea, o spun și culturile estice și vestice. Mi-am prins un beculeț acum, Dorin. Deci, e foarte important să faci această analiză VUCA. Și pentru că dacă nu o faci, tu practic vei trece prin filtrul elefantului, exact. Și vei reacționa ca elefantul. Exact. Vei fi tot timpul amenințat, okay. Vei simți stresat, frustrare, stres. Vei avea întotdeauna replici de genul eu nu... Evitare, eu da. Nu mai bine tacă, nu așa se întâmplă. Treaba voastră ce faceți, așa, iată. Vaccinați-vă, e treaba voastră, iată. Muriți și așa mai departe. Dar dacă treci VUCA asta, lumea asta VUCA prin elefant, vei avea, prin călăreț, vei avea reacție de călăreț, adică... Adică... Poți să ai niște reacții constructive. Atâta vreme cât elefantul tău este, simte amenințare, noi nu avem biologic și fizic posibil, sau hai să zic altfel, capacitatea noastră de a fi constructiv și de a vedea niște lucruri bune din schimbare este extrem de limitată atâta vreme cât noi percepem o lume VUCA fiind amenințătoare. În momentul în care o conștientizăm, atunci putem să ne gândim, băi, da, hai să vedem ce aș putea face. Care ar fi lucrurile importante pentru mine să le schimb? Cum aș putea să mă uit ceea ce în creier se numește sistemul de recompensă, care mi-aduce dopamină, să mă uit și la lucruri care mi-ar putea aduce plăcere și bucurie versus să trăiesc pe pilot automat, pe a 90%, în care, aoleo, ce nasol, e volatil, a se schimbă, mie nu e așa. Lucrurile care se întâmplă implicit în mintea noastră. Deci noi, dacă nu facem nimic, avem niște procese care se întâmplă. Pentru că așa am fost proiectați. Elefantul a fost proiectat să ne țină în viață, nu să ne facă fericiți. Pentru asta e nevoie de un pic de conștientizare. Și asta poți să faci și, și cu tine, ca persoană, poți să faci și în mica ta afacere pe care o ai și într-o corporație, nu? Da. Metoda asta VUCA. Păi, știi cum, dacă acum, apropo de ciclurile astea, dacă acum 10 ani de zile mi-aduc aminte că participam la traininguri despre, nu știu, să devii mai eficient sau să înveți niște procese noi, să învăț o nouă tehnologie în IT, ceea ce observ eu că se întâmplă prin companii, prin corporații, foarte multe traininguri în ultima perioadă despre a-ți înțelege emoțiile, ce ai inteligență emoțională sau nu, cumva noi conștientizăm ca și societate, și doar vorbesc de ceea ce se întâmplă în România, preocuparea pe care o avem pentru a înțelege procesele. De aia și noi avem succesul pe care îl avem cu Mind Architect. Pentru că lumea are nevoie de lucrurile astea. Lumea are nevoie să înțeleagă ce se întâmplă între urechi aici. Absolut. Da. Mă gândesc că schimbarea asta pentru care trebuie să fim cu toții pregătiți. Indiferent că ești Dorin, că ai 50, că ești Mihai, că ai 40 sau că ești Roa Morar, care abia a împlinit 2 ani anul ăsta. Schimbarea va trebui să vină pentru toți. Acum sunt două lucruri pe care oamenii de știință le spun. Că omul nou, omul viitorului, ar trebui să fie pregătit ca să supraviețuiască cu două lucruri. Să aibă flexibilitate mentală și să fie echilibru emoțional. Mental, emoțional. Flexibilitate mentală, echilibru emoțional. Exact. Deci, astea sunt cele mai... Și uite, nu știam de conceptul ăsta, dar se leagă foarte bine, pentru că știi cum, dacă nu le avem, dacă nu avem mental și emoțional antrenamentul ăsta la schimbare... Antrenament, despre asta. Despre asta vorbim. Mm-hmm. Dacă nu-l avem, atunci schimbarea doare. Adică schimbarea oricum vine peste noi, se întâmplă niște lucruri și te dor. Că asta este, schimbarea nu vine. Pe când prin antrenament mental, emoțional, înțelegând
emoțional, de exemplu, că ok, te împotrivești schimbării, că mai, înainte era mai bine, dar de ce să schimbăm că ei funcționează așa, dar de ce să mai punem, nu știu, deci înțelegând un pic emoțiile din spate, îți dă și un pic de deschidere. E nevoie să lucrezi cu tine în procesele astea de schimbare și sunt foarte multe cărți și cursuri de change management. În managementul schimbării totdeauna e desenată o curbă, uh-huh, în care, ok, se anunță schimbarea, prima dată te împotrivești, după aceea începi să o accepti, doare și cumva ajungi de partea cealaltă a schimbării, că n-ai încotro. Câteodată schimbarea se întâmplă în companii și nu te întreabă nimeni, băi, facem schimbarea asta, schimbăm o procedură, ne cumpără altă firmă, cumpărăm noi altă firmă, lucrurile astea se întâmplă și atunci noi implicit avem totdeauna opoziția asta. Da, de ce să schimbăm? Trecem prin această vale a dezamăgirii cumva, care poate fi mai adâncă, uh-huh, sau mai grea. Ceea ce spun și foarte multe studii și cărți în partea asta de change management este, oricum vei trece prin asta, dar depinde de tine dacă faci o pantă în care stai mult aici sau știind deja că vei trece prin asta, îți controlezi și emoțiile și te duci deja cu deschidere. Ok, asta e inevitabil, ce trebuie să fac ca să ajung cât mai repede acolo? La celălalt mal al schimbării. Și asta nu e ușor. Adică tu spui că ar fi bine să începem schimbarea înainte să vină schimbarea, să ne oblige ca să ne oblige să ne schimbăm. Să o îmbrățișăm, Mihai. Adică sunt schimbări pe care noi ni le propunem, gen, îmi stabilesc eu niște obiective, vreau să-mi fac eu un proces de schimbare, gen, nu știu, să pierd câteva kilograme sau să îmi fac o viață mai sănătoasă sau să... obiective care vin din mine și o schimbare inițiată de mine. Dar de cele mai multe ori și tema discuției noastre este ce se întâmplă când schimbările vin de la alții. Gen, lucrez într-o companie și e posibil jobul meu să fie automatizat, să fie un robot în locul meu acum. Sau dacă nu acum, poate în perioada următoare. Ce fac? Mă împotrivesc, mă supăr, mă frustrez sau... un pic de antrenament, din ăsta mental, emoțional, exact ce spui tu, mă pregătesc să fiu mai gata pentru schimbare. Pentru că e o certitudine. Sunt niște studii acum care spun cum vor arăta meseriile viitorului. Și e fascinant, îmi și vine greu să pronunț sau încă nu am acceptat să spun că meserii gen șofer s-ar putea să nu mai existe peste ță ani, că nu vreau să spun. Sunt niște studii care zic că în atâția sau în atâția ani. Dar că Tesla, apropo de tehnologia asta, există. Și se va implementa. La un moment dat e posibil ca această meserie să nu mai existe. Și atunci ce fac? Dacă eu sunt la început de carieră și abia sunt în 20-30 de ani, mă gândesc că ies la 60 de ani, adică mai am încă 35 de ani în care să-mi fac jobul ăsta, sau mă gândesc ce ar putea să fac altceva și să aștept să apară robotul să mă înlocuiască și văd eu ce fac atunci. Da, dacă ești un tânăr angajat într-o sucursală de bancă, păi, ai terminat ASE-ul, ai intrat într-o bancă, zici că nimic nu se poate întâmpla. Și în 20 de ani cripto o să spună că nu e așa. O, da. Acum, iar datele spun așa și sunt niște cercetări și am văzut niște studii, niște articole. Dacă generația mea și cele anterioare aveam un mindset, o credință, mm-hmm, cumva, că mamă, e bine să ai un job. Pregătește-te, du-te la o facultate, ia-ți și tu, angajați-te la compania aia sau la stat, că poți să ieși la pensie de acolo. Realitatea acum este că, și dacă nu mă înșel, studiile spun că un om în 2021, în anii în care trăim, schimbă cariera, cred că undeva între 3 și 5 ori. Cam, adică schimbă cariera, nu compania. Eu am început ca IT-ist, uh-huh, și poate e posibil să, nu știu, să schimb cu totul, să mă fac avocat, adică shift-uri din astea de carieră. Chiar la mijlocul vieții. Sau... Da, adaptabilitatea de care avem nevoie este mult mai mare. Și că ziceai de cripto, că va prinde, că nu va prinde, faptul că sunt acum un angajat al băncii,
sunt în, nu știu, la 20 de ani, eu nu știu dacă e ceva care, din discuțiile pe care eu le am cu tinerii, am destul de puțini care îmi zic, băi, mă gândesc la un plan pe termen lung, ci mai degrabă la o flexibilitate, hai să văd cum mă adaptez. Aici voiam să ajung, pentru că un tip de 20 de ani din 2021 n-are nicio legătură cu un tip de 20 de ani din generația care a terminat calculatoare în 96. N-are absolut nicio legătură. S-a schimbat mindset-ul generațiilor? Păi noi aici, și mă bazez pe feedback-urile care nouă ne vin în Mind Architect. Ne scriu atât bunici, dar foarte mulți tineri. Și de fapt este vorba de a mă antrena exact cum ai zis și ai zis-o foarte bine, îmi place foarte mult, să mă antrenez emoțional și mental pentru schimbare. Și ne scriu tineri spunându-ne că ceea ce ascultă de la noi îi ajută să se înțeleagă mai bine, să fie mai pregătiți, să aibă niște reacții emoționale diferite față de cum le aveau în mod default. Antrenamentul ăsta emoțional și mental va face diferența, pentru că abilitatea se învață. Cu alte cuvinte, dacă eu am învățat, nu știu, un an de zile să devin, sau 3 ani de zile să devin inginer, sau 2 ani de zile ca să fac o post-liceală să devin asistent medical, sau am făcut o școală de șoferi, abilitățile se învață. Va veni schimbarea, dispare meseria pe care o am eu, nu-i nicio problemă, atâta vreme cât exprim ceva de genul, nu-i nicio problemă, și o exprim așa, cu deschidere. Deci ce ar trebui să aibă un tip uman în background? Cu ce ar trebui să fie pregătit ca schimbarea asta să-i vină natural? În mod concret, și mă refer doar la ceea ce facem noi în Mind Architect și ce spunem și ceea ce observ în viață, este în felul următor. Care e bagajul? Cunoaște-te. Ceea ce ajută începe cu, fă niște teste de personalitate. Unele sunt gratis pe internet, povestim și noi despre ele. Dar atenție, teste de personalitate nu din revista de scandal X care bifezi 3 lucruri și spune dacă este șarmant sau nu. Teste cu validitate științifică. Asta ce, în ce cripto se investești în funcție de zodie? Oh, deci apropo de cripto, uite, chiar am participat la... Fac o paranteză și revin la asta. Povestesc un lucru pe care eu nu cred că l-am povestit vreodată public, apropo că de schimbare și de povestea mea cu făcut facultate la 40 de ani. Era anul 2002. Deci acum 19 ani, când eu am pus primii bani în bursă. Și acum am chitanța cu care am depus în bursă, cred că 100 de lei echivalentul la asta, la un moment în care nimeni nu povestea despre bursă și despre acțiuni și despre niște lucruri. Cum ziceam, urmând firul roșu, m-a ajutat și structura asta de personalitate, de deschidere și curiozitate. Am avut și un grad mic de risc și sunt în piața asta de acțiuni de 19 ani. Dar învăț tot timpul, adică am participat, cred că cu 2-3 săptămâni, la un seminar ținut de un expert, un tip foarte mișto, nu știu cum îl cheamă acum, dar ne-a ținut un curs de 3 zile despre cum să-ți investești banii, cum să faci, ce e cripto, vine... Ce vreau să zic cu asta este că nu bazez skill-ul ăsta sau și acum după 19 ani, profilul de risc, că despre asta vorbeam. Eu sunt tipul de investitor care îmi pun în fiecare lună câte un leuț acolo și nu scot niciodată. Mă uit pe companiile care dau dividende, cumva merg pe acumulare și acum am înțeles după ce am făcut cursul ăsta că nu sunt toți ca mine. Unii fac speculații, unii au o aversitate la risc, alții au o predispoziție la risc, sunt mai multe lucruri. Am învățat niște lucruri noi cu partea asta, cu cripto. Acum, revenind la cripto, că ne va schimba sau nu ne va schimba în 5 ani, în 10 ani, în 20 de ani modul în care funcționăm, nu cred că ne poate spune nimeni. Dar cât de adaptabil și cât de antrenați suntem să acceptăm niște schimbare,
Mie mi-a plăcut o expresie foarte mult pe care am asimilat-o, e un pic așa plastică. Zicea, când vine schimbarea, vine ca un val. Asigură-te că bărcuța ta e acolo pe val. Ești acolo să te lupți cu valurile, vin, nu vin. Să ai bărcuța pe val. Dorin, știi că e mult mai complicat de atât, pentru că înțeles. Tu ai vorbit în modelul ăsta VUCA despre complexitate. Schimbarea poate fi cripto, schimbarea poate fi, nu știu, mașini electrice sau hidrogen, schimbarea poate fi, de unde să știm noi care e schimbarea? De unde să știm noi pe ce schimbare să pariem? VUCA ne spune că nu știm. Ok. Și conceptele din neuroștiință ne spun că nu știm, dar ne-ar plăcea. Elefantului i-ar plăcea să aibă predictibilitate și să știe sistemul de recompensă va fi fericit, am trăit numai dopamine și numai fericire. Ideea e cât de mult ne antagonizează o lume din asta în care nu știm nimic, în care schimbarea va veni și cât de mult pot să o accept. Și revin de unde am plecat, ca să mă înțeleg pe mine ca persoană. Ziceam așa, teste de personalitate. Ok, fă, înțelege, stai, uite-te pe tine, vezi care ce-ți vine mai degrabă să faci și ce nu, că asta te ajută. Vorbeam de componenta aia de openness to new experiences, adică deschiderea la noi experiențe. S-ar putea să o ai mai mare sau mai mică. 2. Mai există teste din astea de abilități. Există niște teorii în spate, adică care sunt lucrurile pentru care eu sunt priceput, de gen mă fac pictor sau mă fac inginer? Care sunt lucrurile care cumva unde am eu talente de felul ăla? Și vorbim și noi despre astea. Deci, în momentul în care te uiți la talente, la pasiunile pe care le ai, la valorile pe care le ai, la motivația pe care o ai, lucrurile astea sunt într-o continuă schimbare. E așa un nu aș putea să-i zic că e trepied. E un, ca o masă cu patru picioare care, ca să fie în echilibru, trebuie să pună atenție pe fiecare dintre ele. Adică schimbarea va veni. E necesar să-mi schimb abilitățile pe care le-am? Poate da. Poate ceea ce cunosc eu sau ceea ce știu acum nu va mai avea valoare peste 20 de ani. Eu în viața de zi cu zi am o funcție de manager. Da, manager e una din primele lucruri care poate fi înlocuită de un robot. Un manager, o parte din activitatea unui manager este pe baza unor fapte să ia niște decizii. Acolo se poate inventa un algoritm care să facă asta pentru mai puțin bani. Niște decizii, exact. Deci faptul că zici da sau nu la câteva chestii și noi aici, știi, algoritm e una, dar inteligența artificială aduce și mai multă complexitate. Că apropo de VUCA. Dar știu că sunt niște lucruri, deci din ceea ce știu eu acum, dacă ar fi să mă pregătesc și mă pregătesc cum va fi lumea la 80 de ani, când voi avea eu, adică peste 30 de ani, ceea ce știu e așa, că, sau ce spun studiile de fapt, că mă bazez pe asta, abilitățile astea pe care le faci cu mâinile și cu capul în același timp vor fi necesare. Abilități care țin de comunicare, inteligență emoțională, lucrurile astea, coaching, de exemplu. Asta deocamdată nu există inteligență artificială sau măcar niște speranțe că ar putea inteligența emoțională să le țină. Cu toate că s-a făcut un interviu cu robotul Sofia, da, dar n-are căldura lui Dorin. Nu are. Iar procesele, sau ce mă liniștește pe mine, că industria în care am ajuns acum, cea dezvoltării, a trainingului, este, va exista și peste 20 de ani. Uite, și aici mi-ai răspuns la o întrebare mai liniștit. Și îți mulțumesc tare, tare mult. Îmi place foarte mult și mă felicit pentru decizia de a îndrăzni să te chem aici la podcast. Știam valoarea ta, știam chimia pe care o aveți acolo în echipa Mind Architect și mă bucur că ai sosit aici și că pot să te prezint în amănunt comunității Fain și Simplu. Dar mai liniștit, pentru că eu tot timpul când îi aud pe oameni din jurul meu că investesc în cripto, NFT, tokenizare,
mă interesează, citesc despre asta, dar încă nu am luat decizia de a îmbrățișa această schimbare și de a investi. De ce? Pentru că nici acum 10 ani n-am investit bani în bursă, pentru că am considerat că nu mă pricep. Că priceperea mea este în altă zonă, apropo de ce spuneai. Ce-ți place să faci sau la ce te pricepi, la ce ai un, la ce ai un talent. Așa că să nu ne simțim vinovați dacă nu toți o să fim pe piața de cripto, cripto investitori, cripto, nu știu, că au tot felul de nume și sunt pe nivele. Adică există un viitor și pentru noi ceilalți care nu o să avem, n-avem cripto în wallet. Eu n-am cripto. Ok, așa, din presiunea socială, că știi cum, avem și presiunea asta socială, exact. Așa fac toți. Sau avem influencerii. Deci există niște mecanisme și acolo, dar nu insist. Datorită presiunii sociale mi-am cumpărat și eu niște cripto. Că cred sau nu cred în el e mai puțin relevant, pentru că având un pic background-ul ăsta de câțiva ani mulți cu acțiune, am învățat și după aceea mi s-a concretizat și la sesiunea la care am zis că în investiții vorba de emoție. Au fost momente în care portofoliul meu de acțiuni, micuț așa cum era el, la care în fiecare lună mai puneam câte un leuț, arăta roșu. Adică a fost criza din anii 2007-2008, uh-huh, când a căzut tot și ok, a fost în America, dar s-a resimțit și în România. Păi când mă uitam eu la portofoliul meu de acțiuni cum arăta și când mă gândeam, mamă, mi-am băgat eu aici toți banii ăștia, ok, nu-s bani pe care... Numai bine îmi luam o casă, că uite că pică, sau numai bine făceam eu aia, și trăiam cu sentimentul foarte nasol, că băi, am pierdut atâta. Și am citit despre asta, într-adevăr, fiind de... am rezistat tentației de a vinde. Cei cu care mai eram câțiva, care mai făceam asta și pe forum mă uitam, limitează-ți pierderea, vinde. Da. Și am trecut cu greu emoțional de niște momente și am învățat, acum nici nu mă mai uit pe bursă. Bursa e o chestie pentru mine, că nu vreau să, cum să spun, să vorbesc despre asta, dar e... așa cum o percep eu, pun niște bani de care mă pot dispensa, adică nu îmi pun sume mari, nu mă risc foarte, mm-hmm, mult, ăsta e profilul meu de risc, și merg pe acumulare. Statisticile arată și iară merg pe titluri sigure, adică nu, mie nu-mi place speculația pe profilul meu de risc, să vând, să cumpăr în aceeași zi. Cripto, da. E, cripto din perspectiva mea, ok, pe profilul meu de risc am făcut la fel, am pus niște bănuți, dar nici nu mă mai uit în portofel. Uh-huh. Că peste 20 sau 30 de ani sau să nu fie parola, că ci că sunt unii care au milioane de au avut milioane, sute de mii de bitcoin și și-au uitat parola sau nu știu. Aici cu, mai ales cu parolele, fiind eu și din mediul IT, am așa foarte multe povești, că îți uiți parolele, da, dar trebuie făcute. Dar știi că cea mai cea mai întâlnită parolă e 1, 2, 3, 4 la mail. Da. Da. Bun, deci nu m-am panicat. Nu trebuie să facem toți la fel. Dacă valul e cripto, nu trebuie să fim toți cripto investitori. Da. Mulțimii de care ziceam. Presiunea mulțimii. Da. Deci să trecem cumva prin filtrul nostru, bă, mi se potrivește, îmi place. Câți bani pun acolo? Să nu cumva să, știi, că eu știu oameni care au riscat tot, da, și în zona știu. Asta. Da. Știu, și aici e vorba, iară, dacă ne întoarcem un pic la neuroștiință și la sistemul nostru dopamino-energetic, adică sistemul de motivație, pentru că, uite, pe vremea care am început eu acum mulți ani, era bingo. După aceea, știi, bingo, te duceai, ghișeai niște lucruri nu? Pe cai. Bingo Europa, acum Tele-Euro-Bingo. Pe cănele, deci sistemele astea de jocuri de noroc îți dau foarte multe dopamină. Oho. Și te fac cumva dependent. La fel s-ar putea să, dacă nu ești atent, să te ducă și în investiții, să devii dependent de cripto, să riști să spui acolo, pentru că auzi povești, auleu, cutare a câștigat de 300 de ori, îmi pun și eu toate investiții acolo. Deci sunt decizii emoționale.
faptul că ești sau nu ești, de aia te ajută să te cunoști pe tine. Că dacă știi că ești o tipologie impulsivă, ce înseamnă tipologie impulsivă? Înseamnă, de exemplu, soția mea e așa. Când mergem la supermarket, la casa de marcat, acolo pe rafturile, le mai pune ceva în coș, că le vede acolo și le vrea, chiar dacă nu-i trebuie. Știind că ești o tipologie impulsivă, măi, poate faci niște exerciții să te abții la chestia asta, să nu ai niște bani la îndemână sau să te consulți cu cineva drag în momentul în care faci, știind lucrurile, autocunoașterea asta. Și apropo, că voiam să zic și asta despre tine, Mihai, apropo de meseriile viitorului, industria asta de entertainment sau de chiar în care ești tu, asta va exista tot timpul. Entertainment în sensul în care povestești oamenilor, asta nu va fi înlocuită de roboți. Orice curte regală are nevoie de un bufon. Nu-mi imaginez o discuție cum e între noi peste 2 ani să fie 2 roboți aici. Peste 2 nu, dar poate... Peste 10 ani, scuze, da. Cum ar fi? Și eu la 70 de ani să stau eu pe plajă și să mă uit la podcastul Fain și Simplu și în loc de Mihai și Dorin acolo să văd 2 roboți. Nu, dar podcastul ăsta, dacă trăim... Dacă ne deducem în realitatea pe care o imaginează deja Mark Zuckerberg, poate fi făcut într-un metavers. Metavers. Metavers, adică holograma mea să se întâlnească cu holograma ta la masa asta și noi doi amândoi să fim acasă cu o bere în mână și să facem podcastul Fain și Simplu între holograme. Ar putea fi, eu acum... Asta ne-a arătat săptămâna trecută șeful la Meta. Adică nu Facebook. Eu aș prefera să fiu cu tine în discuția aia și să ne trimitem hologramele să facă muncă. Să bea o bere. Cum vezi universul ăsta? M-am uitat la prezentarea... Meta? Noi companii. Da? Facebook, compania, nu aplicația, devine... Meta și își imaginează, propune de fapt, nu își imaginează, un metavers utilizatorilor. Ok, ce propun ei aici se leagă foarte mult de realitatea virtuală și că tot vorbeam noi de realitate. În momentul în care noi avem percepții diferite asupra realității și noi ca oameni percepem realitatea diferit, dacă privind prin perspectiva VUCA a complexității mai introducem și realitatea virtuală, adică ne era greu înainte să percepem ce e real pentru mine și ce e nu. Acum să ne mai gândim o fi real sau nu fi real, ceea ce se întâmplă aduce un grad de complexitate mult mai mare. În partea pozitivă a lucrurilor văd niște beneficii și niște aplicabilitate, că având partea asta de realitate virtuală ajută și știu cercetări din domeniul medical, în studiul Parkinsonului, de exemplu, în care se simulează virtual tremurul. Știu aplicații din astea de realitate virtuală în companii de energie, în care, nu știu, angajatul de la compania de gaze, nu de gaze, hai să zicem de telecomunicații, cu niște ochelari virtuali se plimbă pe teren și vede pe sub pământ cablurile. Nu înseamnă că vede prin pământ, înseamnă că în proiecția pe care o are, îi se suprapune și o hartă a cablurilor și are posibilitatea în teren. Deci sunt niște lucruri aplicabile clar și care ne vor aduce foarte multe beneficii ca umanitate din realitatea asta virtuală. Că noi o vom încorpora în viața de zi cu zi, mi-e greu să spun. Mă gândesc, uite, fiul meu are 23 de ani, nu știu, el, poate copiii lui, s-ar putea să se ajungă exact ce spui tu, să ne trimitem avatarul să facă niște lucruri pentru noi. Nu știu dacă va fi posibil sau nu, dar sincer, nici nu mă interesează, pentru că voi fi adaptabil. Când va fi, o să fiu... Vezi tu ce faci cu avatarul, cu holograma, te descurci. Exact. Știi de ce te întreb? Pentru că ai spus mai devreme, apropo de cel mai lung studiu despre relații sociale, da? Care a spus că cel mai mult în relațiile umane contează
calitatea relațiilor. Calitatea relațiilor. Cel mai mult în longevitate și în fericire și în satisfacția oamenilor, calitatea relațiilor este numărul unu de departe. Bun. Cum vezi tu, acum vorbim sigur ca doi, exact ca doi prieteni. Da. Cum vezi tu calitatea relațiilor într-un metavers de ăsta? O văd foarte constructiv. Adică okay. Pentru mine metaversul înseamnă, sau hai să zicem, nu, să nu mă refer la companie, dar la conceptul ăsta de realitate virtuală, m-ar ajuta într-un, nu știu, uite, contextul pandemic, dacă luăm. Okay. Și apropo de când a apărut pandemia în 2019, VUCA aia a fost la maxim. Sau dacă o luăm pe butoanele scarf, cum mai povestim noi atunci, totul devenise incert. Nu știam, o să apară un leac, nu o să apară. Partea aia de autonomie. Ne închid ăștia în case, nu ne mai lasă să ieșim. Deci totul era într-un mediu sumbru. E, dacă aș fi avut, cred că, mecanisme de realitate virtuală, păi s-o sun pe mama, cred că mi-ar fi fost mai ușor. În condițiile în care mama e la Sibiu, e departe, nu puteam să mă duc să o văd și am ales să-i dau un telefon să vorbesc. Cred că dacă am fi avut și mecanismele astea de realitate virtuală, ar fi fost folositor, dar în acele contexte. Pentru că dacă e să aleg, prefer să mă duc până la Sibiu, să o văd pe mama face-to-face. Deci o văd constructiv și nu neapărat în relații, ci în anumite situații. În anumite situații. Deci ca orice, atâta vreme cât nu e în exces, ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă iau în doze mici, am și bucurie, am și dopamină, am și sistemul ăsta de recompensă intern, în momentul în care mă obișnuiesc cu ele, nu mai simt nici plăcere, creierul nostru se adaptează, este mecanismul ăsta așa numit de adaptare hedonică. Adică când e totul bine și nu mai am nimic care să mă ducă către o plăcere, nu mai simt nimic. Tu îmi descrii acum, apropo de adaptarea hedonică, un fel de Terra înainte de pandemie. Cam așa era Terra. Dacă zici acum, cred că da. Cam așa e. Și a venit pandemia asta, ne-a dat peste cap și au venit. De la criza sanitară. Acum e criza stocurilor, criza containerelor, criza chipurilor. Exact. Pentru semiconductori. Nu mai suntem, în momentul ăsta chiar nu mai suntem în acea adaptare hedonică de care nu mai suntem, clar. Spuneam. Da, și apar lucruri noi. Uite, am intrat în pandemie, am ieșit. Sau o să ieșim la un moment dat. Nu zic că am ieșit acum. Cumva fiecare dintre noi ne-am adaptat. Și ce vreau să spun este că ține tot de mecanismele noastre interne în creier. Las pandemia, incertitudinea, autonomia pe care o am, toate lucrurile astea negative să-mi afecteze elefantul, sau aleg în mod conștient pe ce îmi pun atenția. Și asta e un lucru important pe care vreau să-l subliniez. Este în alegerea mea individuală, eu aleg pe ce îmi focusez atenția. Adică, dacă în pandemie eu aveam posibilitatea să stau în fotoliu, să mă uit la televizor și să văd cum circulă știri de toate felurile, nu zic că sunt de partea una sau de alta, sau aleg să o sun pe mama, să văd ce mai face, să-mi sun prietenii, să încerc să mă conectez cu ei, că am nevoie de conectare, chiar dacă e Zoom sau... E o alegere. Dorin, nu știu dacă observi, dar mă observ eu. Podcasturile care îmi plac sunt podcasturile la care încep să mă las pe spate, știi, pe scaun. Da. Și mă transform cumva din moderator în ascultător. Mai avem un pic, Dorin. Da. Nu ne-am stabilit o limită, dar îmi place tare mult. Eu sunt și curios din fire, asta mă mai ține în viață. Și voiam să te întreb, cât de mult ar trebui să ne creadă, să ne asculte ăștia mici pe noi adulți? Asta e o întrebare grea și o să dau două perspective. Ăștia mici înseamnă în felul următor: din punct de vedere al evoluției creierului, noi știm așa, bazat pe fapte,
că acea parte a creierului nostru care gestionează emoțiile ajunge la maturitate la 15 ani. Uh-huh. Acea parte a creierului nostru, călărețul, care are funcțiile cognitive superioare, ajunge la maturitate la 25 de ani. Cu alte cuvinte, dacă am o discuție cu să ne asculte copilul, da, dacă e un copil undeva până în vârstă de 15 ani, eu să-i spun acum că ai grijă peste 10 ani sau peste 20 de ani ce se va întâmpla, biologic el nu are cum să asimileze o astfel de lucru, pentru că nu este pregătit creierașul lui să facă. Pentru el e mai relevant ce se întâmplă mâine sau mai relevant ce se întâmplă acum. Sistemul lui de recompensă funcționează nu în felul următor: învață mai bine, iau o notă bună la română că peste 20 de ani o să fii doctor. Funcționează: învață mai bine, că dacă înveți bine ești pe afară sau te duci cu prietenii în tabără. Așa funcționează. Și atunci, revenind un pic la ce mă întrebi, dacă e până în vârsta de 25 de ani, noi avem, nu avem toate mecanismele pregătite ca să asimilăm astfel de lucruri. Una din funcțiile superioare pe care noi le avem în prefrontal cortex, care, cum ziceam, se dezvoltă până la 25 de ani și elefantul până la 15 ani, este capacitatea de a călători în timp. Mm. Adică să-mi imaginez cum va fi peste 20 de ani, pentru un copil e mai dificil. Nu zic că nu poate să facă asta, dar nu are aceeași abilități și aceleași conexiuni mentale ca un adult. Și de ce te-am întrebat lucrul ăsta? E clar că din punct de vedere al dezvoltării creierului, așa este. Nu știu cine dădea acest exemplu, că pe la anul 1000 și ceva, da, acum 1000 de ani, adulții știau foarte bine ce să facă din copii. Un pic de Confucius, un pic de exact. Învățăm cum să cultive orezul, adică totul era... Erau niște rețete care funcționau și acum și peste 10 ani, putea să vină o molimă, astea erau pericolele. Dar cumva puteai să proiectezi pe un viitor mult mai îndelungat. Acum, ce drept avem noi? Sau ce competențe avem noi în lumea asta în continuă schimbare să învățăm pe copii sau să le spunem copiilor: învață asta? Păi lucrurile sunt mai simple decât par. Adică informația e la un click distanță. Mm-hmm. Cu alte cuvinte, e mai puțin relevant să învăț pe de rost tabelul lui Mendeleev, că pot să-l găsesc oricând pe Google. Ceea ce cred, și nu numai că cred eu, ceea ce spune știința și ceea ce uh-huh. spunem și noi, este că e mai important să-i pregătim cum să învețe, cum să fie mai adaptabil, cum să aibă o capacitate, o inteligență emoțională mărită. Deci, cu alte cuvinte, nu să-i învățăm ce să învețe, să-i învățăm cum să gândească, cum să se adapteze. Cred că despre asta e vorba și asta, uite, îmi place că de fapt discuția noastră se duce în direcția aia. Dacă existau niște rețete, acum 100 de ani, cum ziceai mm-hmm. și tu, asta trebuie să faci, lucrurile alea trebuie văzute acum nu ca și rețete, trebuie văzute cumva ca și perspective, așa. Și că se spune că școala era, să zic, ca viitorul, dar cred că a prezentului. Ar trebui să se bazeze pe cei 4 C: gândire critică, comunicare, colaborare și creativitate. Nu știam asta, dar are foarte mult sens, într-adevăr. Deci, dacă mă uit prin filtrul ăsta, uh-huh. așa este. Deci să învăț să fie creativ, să aibă comunicare, să aibă colaborare. Și gândire critică. Și gândire critică. Gândire critică, uite, dacă o zici acum, pe mine mă duce și cu gândul la un scepticism sănătos. Pentru mine asta, gândirea critică înseamnă să am și capacitatea să diseminez, apropo de discuția de realitate virtuală, ce e real, ce e fals, fake news, news. Deci capacitatea asta de diseminare are foarte mult sens, într-adevăr, și cred că e o direcție bună. Îmi place conceptul ăsta. Am pornit în tema asta gândindu-mă că în pandemia asta, eu nu știu dacă eu m-am adaptat mai bine sau fetele mele, vorbesc de fetele mari, gemenele, au 13 ani,
s-a părut, și în general, și la copiii prietenilor, mi s-a părut copiii că s-au adaptat mult mai bine la orele online decât noi la work from home, care am muncit de acasă, sau la toate măsurile astea, restricții, iar ne închidă ăștia, certificat verde, bani... Exact. Știi? Copiii au acceptat, nu știu dacă au acceptat, dar s-au adaptat mult mai bine. E clar, deci, și știința spune asta, și revin la discuția despre neuroplasticitate, e mult mai ușor, dacă am face așa o curbă de învățare, cu cât ești mai tânăr, să iei niște lucruri noi pe care să le înveți, îți vine mult mai natural. Iar noi ne-am purtat ca niște copii. Iartă-mă că spun, dar noi adulți în pandemia asta am fost ca niște copii. Ne-am smiorcăit toată ziua. Așa e. Și ne-am smiorcăit pentru că aveam elefantul tropăind. Aveam o amenințare. Nu știam ce să facem. VUCA, toate lucrurile astea pe noi ca și adulți le percepem mm-hmm. diferit și reacționăm diferit. Dorin, cât de al oamenilor crezi că va fi viitorul, sau cât de uman va fi viitorul? Foarte. Foarte uman. Pe mine nu mă sperie, sau cum să spun, și nu încerc să dau o perspectivă personală aici, pot să fiu un pic subiectiv, dar așa cum evoluează știința, tehnologia, iese în ajutorul umanității. Și cumva faptul că putem să ne degrevăm, să downloadăm din ființa noastră lucruri care pot fi repetitive, care pot fi preluate de roboți, lucruri care nu ne plac. Crezi că asta ajută, de fapt, ușurează umanitatea? Da, aici e vorba, bineînțeles, și de multă etică. Cum vom reuși să folosim toate mecanismele astea? Sau până unde? Dar etica a existat și când a apărut, nu știu, mașinile cu abur, când a apărut electricitatea. Din ceea ce știm din studii, din cărți, omenirea totdeauna și-a pus problema asta. Aoleo, ce se întâmplă cu noi? Și asta e foarte ușor explicată de neuroștiință, exact ce vorbeam noi la început. Apare ceva noi, noi cântărim de 3 ori mai mult ce poate fi periculos pentru noi versus ce ar putea să ne ajucă. Mecanismul ăsta ne-a ajutat să supraviețuim atâtea zeci de mii milioane de ani cât avem noi ca și specie. Faptul că ne uităm la lucrurile noi ca la o amenințare ne-a ajutat să supraviețuim. Acum, dacă ne uităm la lucrurile noi conștientizând, fiind, nu știu, că suntem înconjurați cu gândire critică. Cu gândire critică, un pic de scepticism, un pic pregătiți pentru creativitate, și creierul nostru va putea accesa informațiile astea și să le metabolizeze altfel. Să le metabolizeze înseamnă să nu mai speriu de ele, pentru că tendința naturală va fi să mă speriu, oriu ce se întâmplă, ci să mă uit cu constructivism la ele. Dar da, acum depinde și de putere, de etică, de manipulare. Putem, cred că discuția asta se poate duce în foarte multe direcții. Aș vrea să fii profesorul meu de viitor, Dorin. De viitor, vorbind ca materie. Pentru că, știi, mă gândeam, apropo de invitații de aici, de la masă. Buhnici, de exemplu, e genul de om care încearcă să-ți vândă viitorul, știi? Vine și ți-l pune pe masă, hai să-ți fac un preț bun la viitor. Hai, vino cu mine, că o să fim printre primii acolo. Că atunci când se deschid porțile stadionului viitorul, noi o să fim primii care intră. Tu ești un tip relaxat care vorbește despre viitor cu relaxarea unui om care nu se sperie să învețe, să se reinventeze, să îmbrățișeze schimbarea, să își trimită avatarul la întâlnirile de pe Zoom și roboțelul să ia o bere de la supermarket. Bineînțeles, pentru că știi exact ce ziceam și înainte. Realitatea eu mi-o creez. Dacă îmi folosesc exact ce ai enumerat tu atunci, realitatea pentru mine va arăta în felul în care eu mi-o creez. Pot să aleg să mă uit antagonic cu toate lucrurile astea sau să mă uit exact negativ opus și atunci mă va frământa.
dar uite, sunt invitat și vorbesc destul de des în fața tinerilor, ba pe la asociații studențești, ba cu tinerii din companie, deci am un dialog continuu cu ei și cum să spun, din vârsta și din postura pe care o am și din responsabilitatea care o am în Mind Architect, până la urmă, ascult ce ne spune și încerc să înțeleg care sunt provocările generației. Aici cumva iar mă duce la mecanismele persoasiunii, că până la urmă și tu și eu încercăm să, sau vorbesc în numele Mind Architect, noi încercăm să convingem sau să dăm o informație unor oameni. Acum, persoasiunea poate fi în două feluri, cum ziceai de George, de tip push, faceți așa că așa zic eu și așa e bine și am competență să vă spun lucrul ăsta și e ok să o faci așa, și există cea de tip pull, care mie îmi convine, adică îmi iau informațiile de la tine, ascult, văd ce e relevant, te pregătesc emoțional ca să-ți dau informația care cred că e relevantă pentru tine. Și atunci, în dialogul pe care l-am cu tineri, mecanismele mele sunt la fel, adică dacă o luăm, să o reducem la ceva foarte simplu, încerc să-i convin că peste 20 de ani va fi ok, dar stabilesc nivelul ăsta emoțional și plantăm ideile. E foarte tare și asta, gândiți-vă la voi sau gândiți-vă la apropiații voștri, cine-i push și cine-i pull. Și mi-au venit acum două exemple. Push este cel care vine pe stradă la trecerea de pieton până să se facă verde și zice: nu vă supărați, aveți 5 minute să vorbim despre Domnul nostru Iisus Hristos. Ăsta e push. Exact. Și pull este călugărul din munți care nu oprește pe nimeni. Da. Dar dacă deschizi poarta mănăstirii, vorbește cu tine ori în șir. Până la urmă despre asta e vorba, despre în tot ce facem și în comunicare până la urmă, și nu e vorba aici de împărțirea pe tabere, că îmi place chestia asta. Noi totdeauna avem tendința, care e umană, să ne împărțim pe tabere. Vacciniști, nevacciniști, dinamoviștiliști, noi și ei. Și conceptul ăsta de noi și ei este foarte mult explicat de știință și sunt foarte multe cărți în felul ăsta. De aici apare și diversitatea și discuțiile alea de incluziune și de LGBT, faptul că suntem diferiți. Dar mecanismele astea de tip push și pull pot duce la conflicte. Adică noi credem că suntem mai buni ca ei, noi suntem față de ei. Deci antagonismul ăsta între noi și ei, și când încerci să convingi pe cineva cu forța, șansele, dacă nu există un fond emoțional, sunt aproape zero. Neuroștiința zice așa, că dacă elefantul nu-i liniștit, degeaba îi dai argumente. Că nu va funcționa. Dar crezi că lumea va fi din ce în ce mai divizată? Adică ăsta e viitorul? Ai zis da, va fi un viitor uman. Întotdeauna a fost și va fi divizată. Deci teaua a fost în toată omenirea pe care noi avem explicată prin istorie, a fost conceptul ăsta de noi și ei, au fost războaie. E o carte foarte mișto scrisă de un tip, Robert Sapolsky, mie îmi place foarte mult de el, Behave se numește. Și el, într-o carte foarte groasă, pe scurt, explică niște comportamente în felul următor. Ia exemplu, și în general e focusat pe evenimente violente. Și în toată cartea explică așa: ce s-a întâmplat în mintea lui acum câteva secunde, acum câteva minute, acum câteva ore, acum câteva săptămâni, acum câteva generații. Oh. Deci e o carte, el e un neurocercetător și un biolog extrem de cunoscut și care aduce în explicarea comportamentului inclusiv zone pe care noi le avem istoric, transmiterea genelor, hormoni, deci sunt foarte complexe, dar ce plantăm acum va răsări sau nu în mintea unor tineri, știi? Deci cumva dezbinarea asta de acum e cumva în genele noastre de pe vremea războaielor. Așa suntem și orică. Deci tendința de a ne împărți în... Deci tot timpul vom avea ceva noi și de ei. Disputa. Da. De disputat. Aici e și o parte bună, pentru că de ce ne împărțim între noi și ei? Conform teoriei lui Sapolsky și altora, ca să-mi dea statut. Noi suntem mai buni ca ei. Noi avem dreptate, ei nu. Și apare elemente de genul în care
e nevoia noastră fundamentală, până la urmă, să am statut, să e o nevoie biologică. Și uite, se întâmplă niște lucruri în care noi și ei, dar lucrăm în două companii, o companie A, o companie B, care sunt rivali și cumva există între ei acolo, dar la un moment dat fac o competiție sportivă și se întâlnesc pe teren și atunci nu mai există noi și ei. Au un scop comun. Își ia și statut din chestia. Nu mai e. Ce zice Sapolsky foarte bine este că vezi și care e terenul comun în confruntările astea între noi și ei. În România, ultima oară, terenul comun sau atunci când s-au unit taberele, cred că a fost moartea regiului. Atunci, cred că am văzut ultima oară țara aia unită într-un... Sunt, cum să spun, pe mine mă fascinează știința, că totdeauna ți-aduce perspective. Și mai vorbea iar un autor care nouă ne e foarte drag, Daniel Kahneman, care într-o carte vorbește foarte mult despre bias-uri, despre scurtături mentale. Și el atinge partea asta cu noi și voi, albi și negri. Și avem inclusiv bias-uri însemnând comportamente inconștiente pe care le avem. Și apropo de VUCA, cu cât te duci mai mult, cu atât ai mai complex. Adică să încerci să explici un comportament, de ce mă vaccinez sau nu mă vaccinez, nu e așa de simplu. Nu e bazat numai pe fapte. Absolut. E un întreg bagaj. Dar poți în lumea asta să trăiești și să nu fii nicio tabără? Adică nici într-o parte, nici în cealaltă. Cred că da. Pentru mine asta înseamnă incluziune. Există și mai ales în corporații, se vede foarte mult și cred că ai întâlnit, există foarte multă preocupare în zona asta de diversitate și incluziune. Uh-huh. Adică inclusiv gay, alb-negri, uh-huh, chestii de felul ăsta. Pentru mine diversitatea înseamnă că suntem diferiți, că avem tipare de gândire diferită, că unii gândim într-un fel unii cu altul, dar diversitatea n-ar fi nimic dacă n-ar exista incluziunea. Adică faptul că suntem diferiți și că suntem noi și ei, exact, dacă îmbrățișez și conceptul ăsta de incluziune, și că e ok să fim diferiți. Hai să vedem ce e mai bun din noi în creativitate. Păi e foarte bine că suntem diferiți, că tu ai un tipar de gândire, putem crea ceva ce n-aș fi putut crea singur. Și uite, asta este parte din povestea Mind Architect. Paul o zice și eu zic. Oricare dintre noi nu am fi reușit singur. Fiecare avem, suntem diversi acolo, dar ce am reușit să creăm împreună? E, ideea cu noi și ei și cu divizarea este cât de inclusivi suntem. Cât de capabili suntem să acceptăm părerea celuilalt într-un mod constructiv, astfel încât să obținem ceva bun. Aici e parte. Foarte fain răspunsul la întrebarea asta, ca și la multe altele. Dorin, îți mulțumesc foarte, foarte mult. Încă o dată mă felicit pentru alegerea din această săptămână. Și abia aștept să văd comentariile, să văd cu lumea de mâine o să vorbească despre episodul ăsta de podcast și o să fie și mai atenți atunci când Dorin are bulele lui la Mind Architect, poveștile lui. Îți mulțumesc tare mult. Aș fi vrut să-i lăsăm pe oameni cu un exercițiu pentru, de obicei, Paul este cel care dă exerciții. Dacă din tot ce ai studiat, citit, trăinuit, experimentat, dacă ar fi un singur exercițiu pe care să-l recomanzi omenirii și lor și lor, da, și nouă și lor. Eu cu ce mi-ar plăcea lumea să rămână, ok, pe lângă încurajările pe care le-am dat de, nu știu, aș face teste de personalitate, să se înțeleagă despre ei, pe mine, și iară, nu-mi place să dau sfaturi. Uh-huh. Încerc să mă abțin cât de mult pot să dau sfaturi. Ceea ce fac eu și în Mind Architect și face parte din credința mea este să spun ce a funcționat pentru mine, ce am observat că funcționează și la alții și să împărtășesc. Și atunci închei așa. Cred că
unul din principiile pe care, după care mă bazez, e unul foarte simplu. So what? Și ce dacă? Și mă uit la fiecare provocare pe care o am, mă uit la fiecare lucru pe care îl fac, dacă nu-mi iese bine, dacă e un eșec, dacă mă ajută să trec mai departe, făcând exercițiul ăsta de ok, și ce dacă? Ce pot să fac? Și exact cum ziceai și tu, mă uit cu curiozitate, cu ce pot să fac mai bine data viitoare. Pe mine asta m-a ajutat foarte mult, să mă uit la lucruri care se întâmplă în viața mea din perspectiva asta. Și ce dacă? Și să-ți dai un răspuns la absolut fiecare, mă rog, lucru. Să-mi justific ceea ce am făcut, uh-huh, și mai ales să mă gândesc data viitoare ce aș putea să fac mai bine. Asta e cumva un fir roșu. Vine schimbarea peste noi. So what? So what? Da. Da. E foarte fain. Eu cred că citeam că Harari, de exemplu, el povestea undeva că el se adaptează meditând două ore pe zi și vreo 60 de zile pe an stă în retreat-uri, așramuri. Noi nu ne permitem lucrul ăsta. 2 ore de meditație pe zi și 60 de zile libere din 365, cred că nici Dorin Boabes însuși nu-și permite în momentul ăsta. 60 de zile în retreat, nu sunt libere. Dar uite că episodul ăsta de podcast, care, apropo, în 23 de secunde împlinește 2 ore, poate să fie acele pentru voi, pentru noi, acele 2 ore de meditație zilnic ale lui Harari. Măcar o zi din cele 365 să-l ascultați. Vă mulțumesc tare mult și îți mulțumesc, Dorin, tare. Mulțumesc și eu, Mihai. Pentru mine a fost o stare de flow. Nici nu mi-am dat seama când au trecut cele 2 ore. A fost o discuție plină de energie și îți mulțumesc tare pentru șansa asta, pentru apropierea pe care o ai față de noi ca și Mind Architect și pentru tot ceea ce faci cu podcastul Mind și Simplu și cu ceea ce... Ce frumos! Ați auzit cum a zis? Podcastul Mind și Simplu. Mind și simplu. Elefantul, exact. Deja văd acolo niște și un sinergii. Pic de călăreț și un pic de elefant. Dar e și târziu ora la care tragem, după program, ca să zic așa. Bun, vă mulțumesc foarte, foarte mult. Mă bucur că n-ai stat cu ochii pe ceas și sfatul meu este să nu stați cu ochii pe viitor, ci să trăiți în momentul ăsta. Mind și simplu. Și săptămâna viitoare.